Bun găsit, oameni buni, pe insula iubirii, unde urmează bonfire-ul și asta înseamnă bârfe și despărțiri. Clar cineva se desparte în episodul ăsta pentru că s-au întâmplat multe chestii între timp. Am observat că înainte de bonfire tu te așa și la trecut era tot așa. Să vezi cum venim de acolo. Hai că nu ne vedeți. Ven sau? Nu se Bort. Știe. Bort. Da, mamă, dar e stresat răul, e săracul. E agitat rău. A, mă, ce p***a lor să nu cred! Nu cred! Mama, am început în forță, nu pot să cred. E stresat rău de tot, e săracul. Începe bonfire-ul, guys. Apa, dar fetele, ce se întâmplă la ele pe insula? Ia uita! I-am chef să dansez, nu dansați! Ai tu chef de alte chestii, mai Andreea! Era altfel, dar însă prindea nu continua acest joc. Iar astăzi mi-a trimis toate semnalele. Și am început să o doresc prin felul ei de a fi din ce în ce mai mult. Da, 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 da. Când e jumătate de fund pe afară, pe felul ei de a fi dorești. Da, 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 bine, bine. Mai bine hai cu noi aici la masă, boss. Cât de curând o să trecem bariera? Nu cred că o să fie un timp limită sau o dată fixată. Numai să nu vină locomotiva Cristi direct peste tine imediat după barieră. Că e mare Cristi, eu cred că îl bate dacă... Calmează, opa. Astea, mă, Liviu, mă, hai. Să mă calmez, calmează-mă tu. Ce p*** fac, mă, mâncă? De ce p*** veniți aici? Îți stau calacele, îmi p***. Pușca asta bate pe cineva. În orice pentru a fi nervos. Prinde un operator că ceva și-l bate. Să ieșim la date-ul ăsta, ies. Bă, tu dai seama că eu de când am venit doar câte o oră la 12, la 12. Știu, schimbatul de climă. Eu două ore și ceva. 6 ore legat. Îmi bate inima în continuu. Oboseala acumulată. Mâncarea, vremea din Thailanda, toate ajung pe rând motivul pentru care Liviu se simte rău în această seară. Băieții sunt conștienți că motivul în realitate este altul. Dacă nu reziști 10 zile unul fără altul, de alea știi, înseamnă că... Da, aici nu e vorba de rezistat unul fără altul, e de rezistat în timp ce știi că celălalt te eșală. Probabil. Eu nu pot să stau să sufăr ca ăștia în tăcere așa. Mamă, eu cred că e foarte vine să mănânc lemnele alea de e nebun! Nebun! Dacă băieții îi înțeleg starea de nervozitate. Hai mă, că pe suferim, că și mie mi-e greu, mi-e dor de fetițe, mi-e dor de petră. Dar... Ce-o zis, că e dor de fetițe? Asta-i, ăștia au copii împreună sau ceva? Că altfel sună dubios dacă e dor de fetițe. Iertați-mă, eu nu știu toată povestea. E să... N-aia, nici nu bine că măcar aia, nu mă poate suna greu aici, asta, jignirile lui Liviu la adresa Loredanei capătă forme neașteptate. Dar cât o jignit-o? Că nu a zis nimic despre ea. Să fie o simplă scăpare sau o reacție care spune totul despre sentimentele lui față de Loredana. E supărat, o să-i facă. E nervos, e agitat. Voi vedeți că Andreea e acolo pe ăsta lângă Cristi? Adică a trecut întâlnirea, dar ea încă lucrează acolo. Foarte, okay. E tupeist, nu e îndrăzit. Da. Te deranjează? Cred că asta m-a atras de... Ce de ce m-ai pus tu pe mine să... Hai mă, bă, calculează, de viață! Băi, nu tu pe... Ok, nu-i bine să râd, deja e... Dar aparent asta l-a tras la el. Băi, limita bunului simț. Aha. Ea este o femeie tânără, totuși, dar care cred că are nevoie de un bărbat cu experiență, care o poate ajuta să evolueze, o... care ca o poate susține, rău. O poate înțelege. Băga mea stai și familia ta să bat. Bă, băga mea nu m-a pus mă pe mine să vin să bă, dacă nu ți-a blestemat-o de... Așa îmi vorbește frumos cu tine? Da, mă respect. Are da. Tendința de a da. Te controla? Nu. No. Ok. Deloc, deloc? Are uneori, dar e... Cum să zic? Am ceva... Mi se pare puțin control, mi se pare ceva normal. Pentru că eu știu să ascult o femeie și știu să înțeleg și ce nu spune, nu doar ce spune, am înțeles că, într-adevăr, nu-i place deloc lucrurile acestea.
Bă, și m-am sucit de 150 de ori, bă. Adevărul e că cu ei ar plăcea, că e pare băiat fain de obicei, dar acum l-a luat rău, adică la nervi, nu face bine. Pare că se pot... Ce p***a am brac acum, zi fără... Ce p***a am brac acum, zi tu? E cald, da? Da, eu am un tricou. Ce are Liviu, man? Mai sunt câteva zeci de minute, iar băieții simt din plin presiunea ceremoniei focului. Mamă, că dacă ajung acum și văd că iar au muzică și se înregistrează, apoi că mă pun iar în mă. Dacă aceștia își fac griji de soarta cuplurilor, pe cealaltă insulă, fetele își fac griji că ploaia ar putea să le strice petrecerea și găsesc o soluție. Hai la noi că e mai... La noi. Este seara marilor decizii. Pa! A gesturilor fără întoarcere. Asta cu e de aici? Aludea! Aludea! Bă, ăștia le umblă prin lucruri, man? What the fuck? Este seara adevărurilor dureros. Man, Tommy, what the fuck? Adică există o limită, băiatule. Pase. Bună seara, dragii mei, ce faceți? Bună seara. Bună seara. Urmează ceremonia focului. Am emoții! Am să vă arăt ceva. Se dezbracă și le arată fundul, adică iertați-mă de... Ce le arată Radu? Hai să scriem în comentarii. Ce credeți că le arată Radu? Aș vrea să vă pun o întrebare. Cine a avut inițiativa să vină la această emisiune? Fetele! Liviu. La mine ea a avut inițiativa, că dacă o aveam eu cred că nu venea. Dacă era invers. La fel și în cazul nostru. La fel și în cazurile noastre. Exact la fel. Pe cine credeți că au vrut să testeze? Pe ele însele sau... Eu cred că pe ele însele, în afară de iubita lui Bogdan, care clar voia pe el să-l testeze, hai să fim serioși. Pe voi. Cred că pe noi ca și cuplu. Cât avem credere unul în celălalt. Și cât de sudați suntem. Ruleț. Ruleț. Extensii. Crețolină. Uite, da! Cine pasă crezi? Uite, nu crezi! Ce mă, Petra? Suntem echipa bombă. Ovidiu, o să încep cu tine. Vă bucur. Dar Petra n-a făcut nimic, man. De-aia începe cu el. Că la Petra chiar nu e suspans. Este prost. E cuvânt compus? Nu. Da, da. Ești cam cât timp. Ia zici tu. Opa! Dar ce legătare are casa? Opa! Cu cine? Deci casa. Da, să te mai emisiune așa. Să te mai emisiune așa. Îi dăm tati Tommy de știi cu mamă. Treabă buia clării. Să vină emisiunea așa pe mici. Să vină emisiunea așa pe mici. Așa pe mici. Pot să mă distind. E gen sinonim cu Cocean. Elibera monstrul. Din păcate pentru tine am o veste proastă. N-ai nicio veste proastă. Știu că tu vorbești aproape tot timpul despre ea. Numele tău a fost menționat de două ori, maxim de trei ori. Asta e? Asta să fie cea mai mare problemă. Bun, o să-ți arăt filmulețul. Arată că n-ai ce să-i arăți, că n-au făcut nimic. Ai emoții? Adică tu ești înapoi emoții. Trebuie să pornești. Nu, nu am. Ce-o fi acolo, prieten? Opa! Petra are stilul ăsta interesant de a-ți permite să te joci, să te apropii. Opa! Petra este o femeie interesantă, frumoasă, inteligentă. De adevăr e că noi știm că până la urmă Petra și ăla n-au făcut nimic, dar dacă vezi doar imaginile astea, mamă ce filme îți dai! Are nevoie de un bărbat care să observe copilul în corpul femeii. Bine, mai, da, sună mai bine decât zici să observe femeia din corpul copilului, că asta ar fi sunat dubios. Este o imagine foarte frumoasă, mă bucur că s-a simțit bine. S-a simțit bine? Și nu am nicio emoție. Îi recunoști zâmbetul, nu? Da, este zâmbetul ei. E autentic. Este o fire copiloroasă, o știai așa? Da, știam. Deci chiar n-am nicio emoție și...
adevărul e că nu l-a înșelat până la urmă, știi? Săruți bine? Eu? Da. Ce întrebare pune dacă sărut bine? Dar te-ai emoționat un pic. Proastă întrebare, că a fost absolut penibilă, dar te-a luat un pic cu... De ce e cu întrebarea asta? Ha? Sunt curios. Nu știa așa cum să facă să fie mai cringe. Păi da, dacă ne potrivim. Eu zic că da. Că ne potrivim? Că sărut bine. Zic eu. Adică nu s-a plâns. Așa zic. Se pare că îi priește insula. Mă bucur, chiar mă bucur pentru ea. Chiar i-am zis să profite și să se distreze, să simt că se pare că profită la maxim. Tocmai spunea acum câteva ore că nu-i lipsește absolut nimic. Probabil, nu știu. Ești pregătit să vezi filmulețul? Da. Eu nu-s pregătit. Nu-s eu pregătit. Ok. Ok. Spune-mi înainte, cine a avut... Treci, mă, ratule, și... cuplul vostru de ia! Ți-o zis păi, deja că ia! Treci odată! Am impresia că se pierdea Matei, adică se uita, îi uitam așa și vorbea că își puteam în ochii lui. Ai, săracul Bogdan. Plăcere. 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 Si. Vediamo. Ai toată lumea... Cosa succesă? Cosa succesă? Prin chestia asta, fetele, noi toate, ne recăpătăm încrederea în noi, știi? Ești bine? Poftim? Ești bine? Sunt bine? E somn? E somn, da. Cred că este bine uneori ca fiecare dintre noi să vadă că poate să aibă și altceva. Da. Și mai aveau ce să dea despre ea. Se pare că ai avut dreptate, că chiar se bucură. Și mă bucur și eu. Ai săracu! Chiar mă bucur. Și după cum ați văzut până acum din filmulețele pe care vi le-am arătat, lucrurile pe insula fetelor avansează cu repeziciune. Se întâmplă. Ele își doresc foarte tare ca aventura lor să continue. Din punctul meu de vedere, din ce am observat, cred că ele se distrează mai tare ca noi. Nu știu dacă băieții sunt de acord. Degeaba. Noi am venit degeaba. Cred că noi ele par asta. Suntem în plus. Chiar mă bucur. Andrei, nu se bucură deloc. Îi scripezi de fiecare dată ochii când vorbește despre un personaj. Îi se vede o luminiță în ochi. Și presupun că personajul ăla despre care vorbește sunt nu eu. Nu ești tu. Și sunt convins că sunt. Asta cred. Spunea că nu se aștepta nicio secundă ca tentația de pe insula ei să fie atât de mare. Înseamnă că m-am înșelat tu asta 8 luni de zile când am stat cu ea. Mi se pare mie sau îi vine să plângă de milă de el. El n-a înșelat-o până acum, n-a făcut nimic. Părea că... Lucrurile ei și ale noastre îi presupun. Dar n-a făcut nimic. Tu știi mai bine, Bogdan. Zi-mă. Da, așa sunt, asta sunt și eu. Mamă, că ăștia se încaieră. Se încaieră, aoleu. Fii atent, se încaieră. Se încaieră. Nu te cred. Te pup eu. Nunca. Te ferești de ceva inevitabil. Să nu ne îmbătăm, să nu ne îmbătăm cu apă rece și cu o gură de rom. Înțelegi? O să trecem la tine, Liviu. Ok. Oricum mi-e indiferent, adică eu pot să rezist presiunii sau ceva. Dar dacă vrei, eu nu insist. E săracul. Fierbe. Ai de viața mea. Ai de viața mea. Aoleu. Loredana nu a exagerat, dar... ok. Am început să ne apropiem. Asta e de la Cluj, nu, profesor? Am dat seama că are nevoie de înțelegere, de susținere, că este o fată tânără. Da. Filmele ți sunt rupte din context, multe. Și eu am făcut poze cu fetele. În acest moment este instructorul personal. Ce este? Instructorul personal al Loredanei. Și eu am primit o propunere să fie cineva, una din fete, să fie instructorul meu de sport. Adică... Și ai acceptat? N-am început deocamdată, să vedem de acum acolo. Îmi pare rău pentru... Dar se laudă acum sau stai că nu despre asta era vorba? Cu tine, Liviu, dar aș vrea să știi că Loredana i-a cerut ca el să-i fie instructor. Trebuie să mă înțelege un lucru.
Noi am venit aici, cred că cu toții, să ne testăm și pe noi, dar și pe ele. Am înțeles că acum câteva ore erai destul de tensionat. Se află repede, nu? Se află. Eram foarte tensionat, dar într-adevăr. Are legătură cu această insulă? Poftim? Are. Nu, e și-o amintit că are niște datorii la Cămătar prin Constanță. Normal că are legătură cu insula. Legătură cu această insulă? Da și nu. Dar sper în sper pe viitor să mă reglez cu chestia asta. Mersi frumos. Urmează Cristi, hai. Eu nu-s pregătit pentru Cristi. La Cristi e nasol. Na. Bun, am ajuns la Cristi. De cât timp aveți voi o relație? 4 ani. Ați avut? Lasă-o, că așa fierbe aia. O sărată, nu mai pun sare la mâncare mâine. Te-am transpirat. Și noi de cât timp ne aflăm pe insulă? 5 zile. Poate... Nu știu, ce ați construit voi în 4 ani de zile. Poate fi stricat în 5 zile? A fost, da, da. Crezi că e posibil așa ceva? E doar decizia ei. Ai, săracul Cristi. Ce simți în momentul ăsta, Cristi? În afară de oboseală și fumul ăsta care mi-intră în ochi, nimic. E un pic dor. N-ai nicio emoție? Nu am. Să-ți arăt un filmuleț. Ok. Ți-am promis. Arată mai repede că vreau și eu să vadă și el în sfârșit. Dar arată-i tăt! Să zică, bă, Andrei, știi ceva? Ești liberă? Hai, tăt! Hai! This is the end of a relationship! Vostru ok. Nu. Da, și-o pregătit și el scuză că urmează să plângă. S-ar putea să aceste imagini. Să le vedem. Vrei să vezi acest material? Dai-mă tabletă odată, că nu mai pot! Nu a refuzat sărutul, doar că este în prezența camerei și acest lucru o face să fie puțin mai retrasă. Uite-te tu, ioi, măi! Se sărută, făceam noi, știi? Sunt conștientă că se dea imagine. Sunt sigur că o să există un moment de apropiere între noi mai mult decât un... decât o îmbrățișare, decât un sărut. Să realizezi că tu nu realizezi că eu așa trebuie să fiu. Scuze că ta, guys, dar tu nu realizezi că atât de intens. Bă, stai obraz din rău, mă. Da. Nu. Bine. Da, uite-te la ea. Da, las lucrul să-mi ia doar tine. Nu vreau să ne grăbesc, deși aș putea să ne grăbesc, totuși vreau să o las pe să fac primul pas, deși ar fi trebuit să fac eu chestia asta. Dar vreau să o agit puțin, să o atât asupra mea, știi? Mă dorește, dar să abține. Vreau să-mi petrec noaptea cu tine. Na! Na! Acum mai e montaj! Zi ceva, Cristi! Mai e montaj acum! Uita-te, Cristi! Cristi, pentru ea nu mai există în momentul ăsta. Tomi, o să ia bătaia asta unul la mâine. Dar doi, bine că i-au dat aia, ca să vadă și el, săracul, în sfârșit, care-i faza, că mi-e milă de Cristi. Da. Nu mai ai ce, Cristi, să zici acum, a zis, vreau să petrec noaptea cu tine. Nu, chiar nu cred. Dar ce-a zis ea, crezi? Nebunia mea. Nu mai zice nimic la dată. Nu ai probleme cu respirația? Respiri greu? Câteodată? De ce? Stai. Devine inconfortabil de privit, sincer. De ce? Mi se pare aceeași persoană de casă. Chiar interacționează. El încearcă să...
Cristi, tu ești torb? O zici că vrea să-și petreacă noaptea cu el. Hai că restul poți să zici că au fost scoase din context, dacă nu mai ai ce să zici. Să o sărute, să fie mai pervers, că... Dar ea spune clar acolo că da, vreau înțeles, să-mi petrec da, am văzut, noaptea da, cu tine. Probabil e rupt din context. Nu. Ce să fie, men, scos din context aia, băi? Cristi! Păi cum crezi că a zis? Cum păi, altfel putea nu să fie? Nu-mi dau seama. Acolo spune destul de clar, Cristi. Da, am văzut, da. Crezi că au petrecut noaptea împreună? Nu! Eu cred că nu. Nu știu. Nu știu ce-și dorește ea. Habar n-am. Ce spui, Bogdan? Erai lângă Cristi, vă uitați amândoi. El știe mai bine. Nu pot să interpretez eu anumite lucruri. Ovidiu. Nici nu vreau să comentez nimica, dar... Liviu. Nici n-am apucat să văd nimic acolo, că era foarte departe. N-am văzut filmulețul. Deci, Liviu, o sărută pe gât. O sărută pe gât, el pe ea? Da. Păi și care-i problema? Ea îi face declarații, spune că vrea să-și petreacă noaptea cu el. Da, declarații sunt rupte din context pentru mine. Bă, dar ăștia sunt căpățânați rău de tot. Sunt imagini reale, Liviu, sunt imagini reale, nu sunt rupte din context. Nu au trecut nici 24 de ore de când s-a întâmplat, de când au fost filmați. Este o secvență cât se poate de reală. După 4 zile de cunoașterea unui băiat, nu de 4 ani pe 4 zile. Da, 4 ani, să dea 4 ani pe 4 zile. Nu ai mai văzut tu se întâmplă. Eu n-am în viața mea n-am văzut să oameni să se înșele așa repede sau de astea. Oamenii când înșeală tot timpul își plănuiesc ani la rând ca să când nu există chestii spontane la asta. Atunci m-am înșelat în privința ei, dar nu cred. Bă, de... nu cred. Am încredere în ea și... Eu nu mai pot cu tine, Cristi. Tu nu vrei să înțelegi, mă, omule. Mă, om bun. S-a înșelat până acum încrederea? Nu. Nici după ce ai văzut acest film, nu? Așa ceva. Ești dispus să mergi mai departe? Da, bineînțeles. Eu nu mai insist, am încercat. Dragii mei, ne vedem peste două zile. Până atunci lucrurile se pot schimba. Da. În bine sau în rău. Să vedem. Vom vedea. Mulțumesc, seară bună. Seară bună. Hopa! 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 O trecut la treabă! Tu, pe tine că ești mai slab așa și de asta îți încearcă de asta. Da. Tu, e, până la urmă, e decizia ta. Da. De asta, de asta. Tu îți faci filmul cum vrei tu. Da. Înțelegi? Da. Păi gata. Păi gata, n-o mai rezistat de ea. La pasă, știi ce scrie acolo cu dormitul? Poți să zic că e o persoană cu dormit? Bă, băieți, hai că eu vă încercați să-l ajutați, să-i de apreciat, dar... Pune, știi? E gata, guys! Eu... nu știu, ținut, nu vreau. Guys, e gata! Eu pot pune întrebarea ei. Auzi, cu cine vrea să dormi tu aici în seara asta afară? Și eu aș vrea să dorm în seara asta cu tine afară. Eu am făcut ca un fel de... Da. Da, a fost faza aia, știi, că... Îi văd camerele, știi? Că nu... Aia era dubioasă așa, știi? Poate să fie rupt din context. Da, totul e rupt din context. Poate să-mi zic că luau ceva. Da, nici nu idee, au adus o copie a ei, o clonă. Când s-a întâi pe plajă și au vorbit, nu se vedea fața că vorbești. Poate să-ți zic că din altceva și să pună, înțelegi? Da, oameni buni, o să ne oprim aici, eu nu mai am cuvinte. Aștept părerile voastre în comentarii. Chiar sunt curios ce părere aveți despre tot ce s-a întâmplat aici.